perioadă foarte bună de săpat grădina. Pământul e moale, încă nu s-a uscat. Și o să mai urmeze 1-2 valuri de ger, de frig. Și gerul o să sfărâme și mai bine pământul săpat de mine și o să fie și mai bun pentru grădinărit. În zona asta au fost cartofi anul trecut. Acolo au fost napi. Am mai și găsit câțiva napi, chiar și câțiva cartofi și îi culeg în timp ce sap. Anul ăsta o să pun ceva rădăcinoase în partea asta. Morcov, sfeclă, gulii și o să văd ce rădăcinoase mai pun. Iar cartofii o să-i pun în partea de la deala grădinii, unde pământul e mai tare, e mai greu de săpat. Însă nu am nevoie să-l mai sap, pentru că nu voi mai pune cartofi în pământ. Îi voi pune sub un strat gros de mulci, de iarbă și alte vegetale. Asta o să vedeți într-un alt video dedicat acelui procedeu. Deocamdată am propus să sap această jumătate de grădină și în partea aceea unde o să fie solarul. Și apoi o să gătesc niște napi. Nu știu dacă ați mâncat vreodată napi, dar vreau să fac niște napi prăjiți. Se pot găti la fel cum se gătesc și cartofii, dar spre deosebire de cartofi se pot mânca și cruzi și sunt foarte buni și cruzi. Pe timpul iernii, când pământul e acoperit cu zăpadă, cartofii stau foarte bine în pământ, sunt feriți de îngheț. Dar să fie zăpadă, să fie un strat gros de zăpadă. Izolează foarte bine de îngheț, pot să fie și minus 30 de grade afară. Și de asta au mai rămas cartofi în pământ până în primăvară, pentru că eu i-am scos periodic, pe etape, când aveam nevoie pentru consum. Asemenea și napii. Și alternativa ar fi fost să-i țin în cămară, în cabană, dar acolo nu e ferit de îngheț și ar fi înghețat. S-au păstrat mai bine în pământ. Cei de la suprafață sunt moi, i-a prins puțin înghețul după ce s-a topit zăpada și a fost frig. Cei care sunt mai puțin mai în adâncime s-au păstrat extrem de bine. Pentru iarna viitoare sper să am beciu până atunci făcut și să pot depozita legumele în beci, în siguranță, ferite de îngheț. Anul trecut, când m-am apucat de grădină, era final de aprilie, început de mai. Acum e început de martie. Aproximativ cu 2 luni înainte. Mult mai bine. Mult, mult mai bine. Și tot pământul ăsta era plin de pietre.
mai fusese lucrat de foarte mult timp. Dar cum am mai zis în alte videouri cu grădina postate anul trecut, primul an a fost de experiment. Anul acesta ar trebui să fie primul an pe bune, în care ar trebui să am o grădină bine aranjată, productivă. Sper să fie așa. Vedem. Foarte bun și așa crud. Nap. Nap crud. Direct din pământ, doar spălat. Ridiche, gulie, cam pe acolo e consistența și gustul. Pare că e puțin mai dulceag. Puțin de tot.
sunt extrem de buni, napii ăștia prăjiți. Mai buni decât cartofii prăjiți. Și e o legumă foarte subevaluată. Și nu înțeleg de ce. Pentru că e foarte bună. Foarte, foarte bună. Aoleu. A scăpat unul ce rompaie.